Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi, la cererea copiilor, vom face turtă dulce. Moș Crăciun trebuie așteptat cu turtă dulce și un pahar cu lapte. Iar dacă nu doriți turtă dulce, puteți face fursecuri. Rețete de fursecuri avem și noi pe acest canal și le găsiți în link-urile de mai sus. Dar această rețetă de turtă dulce se poate face oricând, nu doar de sfintele sărbători de iarnă. Iar acum să vă prezint ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă de turtă dulce avem nevoie de 450-500 de grame de făină cernută, în funcție de gradul de umiditate și de proteină conținută, 200 de grame de miere de albine, 150 de grame de unt la temperatura camerei, 150 de grame de zahăr brun, un ou, jumătate de linguriță de sare, o linguriță de scorțișoară, o linguriță bicarbonat de sodiu și două lingurițe de esență de vanilie. Iar acum să vă prezint modul de preparare. În bolul în care am făina, voi adăuga pe rând sarea, scorțișoara și bicarbonatul de sodiu. Și amestecăm. După ce am amestecat făina cu celelalte trei ingrediente, lăsăm bolul deoparte. Într-un alt bol vom pune zahărul brun, untul, mierea și le vom mixa. După ce am terminat de amestecat mierea cu untul și cu zahărul, adăugăm oul și esența de vanilie, două lingurițe. Și mixăm din nou până se incorporează și oul. Am terminat de mixat și oul, iar acum voi incorpora această compoziție în făină. Am terminat de amestecat cele două compoziții. A rezultat un aluat ușor lipicios, iar acest aluat îl vom acoperi cu o folie de prospețime și vom da la frigider pentru minim 6 ore. Dacă doriți, se poate lăsa și de pe zi pe alta. Tata aproape că vom reveni. Am revenit. Aluatul meu a stat la frigider pentru aproximativ 12 ore, iar acum îl vom modela. Dar după ce îl scoatem de la frigider, îl vom lăsa aproximativ 30-40 de minute la temperatura camerei. Vom presăra puțină făină și vom întinde o foaie. L-am modelat, fetele mă vor ajuta, fetițele mele mă vor ajuta. În comerț se găsesc tot felul de forme.
Noi am terminat de modelat și de copt turta dulce, iar acum a venit rândul să o decorăm. Fetițele se vor ocupa de decorarea turtei dulci. Cu ajutorul fetițelor am terminat de decorat și turta dulce. Copiii pot veni la colindat. Moșul poate veni liniștit. Îi lăsăm și un pahar cu lapte. Dacă vă place această rețetă, distribuiți-o și prietenilor dumneavoastră. Dacă o încercați, lăsați în comentarii părerea dumneavoastră despre această rețetă. Până data viitoare, sănătate și numai bine! La revedere!